Casa Iris a rămas singura soluție pentru cei care nu au unde să doarmă și cum toamna s-a instalat, iar temperaturile au scăzut simțitor, adăpostul a început să se aglomereze. Iar știu că erau cazate un număr de 7 persoane. La noi există o fluctuație a acestor persoane pentru că, așa cum știm, este adăpost pentru persoanele fără adăpost. Pot să vină într-o zi mai multe sau să plece mai multe. Dar, așa cum spunea și dumneavoastră, în perioada sezonului rece ne așteptăm întotdeauna și întotdeauna am avut mult mai multe persoane cazate. Oricât ar fi iarna de grea, autoritățile locale spun că sunt pregătite. Au achiziționat saci de dormit în caz că locurile vor fi ocupate. În perioada sezonului rece toate locurile sunt ocupate. Avem 16 locuri pentru femei, 16 locuri pentru bărbați. Noi am fost pregătiți în anumite ani să primim chiar mai multe pentru că avem și niște saci de dormit într-o situație extremă. Am putea pune la dispoziție și acești saci de dormit. Important este ca oamenii să nu rămână în stradă când sunt temperaturi sub 0 grade sau mai știu eu cât pot să se înregistreze. Niciodată n-a fost lăsat cineva în stradă. Oamenii străzii pot beneficia de adăpost în cadrul casei Iris pe un termen de 7 zile.